Acum vreau să-l vedem pe șef Cătălin Petrescu, tot în Bucovina, gătind ceva nemai văzut și nemai întâlnit. O friptură de vită japoneză făcută pe blocuri de sare aduse direct din salină. Din salina Cacica. Așa că eu cred că cu greu vom rezista să ne uităm la materialul ăsta, dar zic să încercăm totuși. Hai! La polele muntelui Opcina Mare, în centrul județului Suceava, se află localitatea Cacica și mina cu același nume. Este una dintre cele mai vechi exploatări de sare recristalizată din Europa. Am mers împreună cu șef Cătălin Petrescu în salină pentru a pregăti carnea de vită într-un mod inedit. Bună ziua! Bine ați venit la salina Cacica! Sunt croitoriu Ioana, ghidul salinei. Vom coborâ în salină. La noi se coboară pe trepte, sunt 286 de trepte. Deci ne facem încălzirea. Facem sport. Sigur. Aici suntem la 75 de metri. Exploatarea a început în 1791. În continuare, jos la 90 de metri extragem sarea. Specialiștii estimează că avem rezervă de sare aici pentru încă 500 de ani. La început aici a fost și depozitul de brânză. Fiind temperatură constantă de 10 grade, brânza se păstra foarte bine aici la noi în mină. Am știut de ce am venit aici. Ați uitat sarea. Ce-am uitat? Carnea. Haideți. Deci deja nu mai pot de foame, am făcut efort să coborâm până aici. De coborât am coborât, să vedem de urcat să urcăm. Mina este cu atât mai interesantă pentru că toate galeriile și toate treptele au fost săpate manual. Cum în mină este destul de frig, nu am stat prea mult la povești și ne-am apucat de treabă. Iată că șef și ajutorul de șef au reușit să mă surprindă. Cătălina a adus o carne. O carne japoneză, tip wagyu, vrăbioară. Ia uite-o cum e. Wow. Iar Mihai a adus aceste plăci. Sare de cacica. Păi și cum le-ai făcut așa? A fost extrasă de aici din mină. Am luat-o de la suprafață și am șlefuit-o. Am tăiat-o în bazic și pe om a fost șlefuite. Special pentru această vrăbioară. Comandă specială de la mine. Păi și ce facem? O să facem un fel următor. O să tăiem felii, după care o să facem ca un sandwich, ca un biscuit așa, și le vom lăsa la maturat până mâine să-și tragă sarea. Mâine când o vom lua, vom face un festin bucovinean cu carne japoneză, cum și știm sare noi. Din Bucovina. Și sare din Bucovina. Înghit în sec. Am vrut să ieșim din zona noastră de confort, să facem ceva inedit. Drept urmare, sandwich-ul bucovinean, japonezul bucovinean. Japonezul bucovinean. Da. Și cred că e și destul de greu. Crede-mă, e. Dar o să vezi mâine cât de bun e. Mamă. Când o sfârâi pe grătar, o să facem, cred că, 5-6 feluri de mâncare, cum ne place nouă, să fie un festin mare. Am terminat partea cu sarea. Uite că cred că începe să tragă. Începe să sugă sare, deja, da? Vezi, din toată zeama asta a cărnii. O să o lăsăm până mâine, o acoperim, o să o punem într-un loc sigur. E frig. Nu circulă nimeni. Temperatura este constantă și scăzută. Mâine o luăm și o punem pe grătar. Exact, să nu mai mănânci nimic până mâine. Hai să mergem să luăm sarea. Ca pe vremuri. Ca pe vremuri. A doua zi, șef Petrescu a încins grătarul. Mihai a coborât din nou în salină după carne. Apoi am pregătit tot ce trebuie pentru un festin culinar cam basme. Hai că trage jarul. Trage. Îl menținem până vine, ai grijă. Îl menținem până vine Mihai cu carnea. Noi am pregătit tot ce am avut de pregătit. E cum mai avem de pregătit o grămadă. Am făcut setup acolo. Da. Așa. Spune-mi ce avem aici. Asta e un muș de vită, tot din Japonia, pe care îl vom pregăti odată cu carnea cealaltă, pe care am ținut-o la salină. Pasta doar am presărat-o cu sarea din mină. Avem niște ciuperci, trufe, două feluri de ciuperci. Și acolo acele frunze. Astea sunt niște frunze pe care vom găti. Sunt niște frunze de magnolie, hoba se numesc. Este foarte popular în Japonia să gătești pe ea. Și o să punem un strat de sare, un strat de magnolie, o să vezi. Mamă, ce ați făcut aici? Hai, mă, Mihaiță! Hai, că te așteptam! Haide! Ia uite ce aveam adus! Auzi, ia fii atent ce culoare a prins! Ia uite! Pentru gătit! Asta e bună de pus pe grătar? O să vezi! Hai să dăm drumul la treabă! Cine ce face? Fiecare are câte ceva de făcut!
Eu mă ocup de foc. Mihăiță, lasă, înainte de foc, te rog frumos să-mi încingi vreo 3-4 de-astea pe care o să gătim. Da? Și una mare, dacă poți. Și așa. Eu? Îți dau de tot ca ceva. Ce poate fi mai frumos de atât? Nebunie. Uite ce culoare are. Asta e cea mai frumoasă muzică. Spăritul. A fost bună ideea noastră. O întoarcem pe asta. Gata, Mihai, fii atent, am să te rog să-mi umpli astea cu jar. Da. Asta este un grătar japonez pe care ți-l aduce la masă. Am înțeles. Și să-ți singur bucățile de carne. La fel, îl umplem cu jar, o să punem grătarul. Nu am mai făcut asta până acum, e pentru prima dată, dar sper să iasă bine. Și am pregătit și al doilea grătar japonez. Așa. Pune acolo, mersi. Știi ce faci, Laura, când gătești foarte mult? Gust. De unde știi? Asta fac tot timpul. Da? Gustul. Mai avem câteva. Mihai! Da? Hai, te rog frumos. Mai vreau un grătar de ăsta mic. Uite ce avem aici. Una, două, trei, patru, cinci, șase feluri. Mm. Haide. Cu ce începem? Treaba voastră. Da? Ia să vedem. Mm. Mușchiul ăsta de vită cu sos de susan. Nebunie. Cătăline, te mai iau pe la mine. Dacă poate cineva să ia camera lui Adi Burca, să vină și el. Las că vin așa. Eu vreau să merg pe mâna specialistului și să-mi zici cu ce să încep. Așa am vrut și eu. Încep cu niște trufe. E prima oară în viața mea când mănânc friptură pe placă de sare și pe o frunză de magnolie. Mi se pare delicios. Deci trebuie să contemplăm momentul și să ne luăm la revedere din Bucovina. Să și spune... mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Și vă mai aștept. Vedeți că urmează stâna. Și mai venim. Mai venim în Bucovina. Mai venim, mergem la stână.